Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria de Minecraft Planeta lui Max, episodul 6 de data asta. Și înainte să începem episodul, vreau să vă zic că iar n-am reușit să postez un nou episod pentru că n-am avut toată ziua net. I-am sunat pe băieții care se ocupă de internetul meu, au zis că luni o să vină să rezolve problema asta și să-mi bage cel mai bun net posibil pe care l-au ei. Așa că sper să vină luni și sper să nu mă dezamăgească și sper să fie totul ok. Iar acum am de gând să citesc două comentarii, așa cum facem în fiecare clip. Primul vine de la BabyBoss6000, care mi-a zis să faci o fermă ca să nu mai ai probleme cu mâncarea. Și o idee foarte, foarte bună, chiar aveam de gând să fac asta, pentru că probabil puteți vedea în momentul de față am rămas deja fără mâncare. Mă rog, mai avem 4 bucăți de carne de oaie. Dar nimic mai mult. Iar următorul comentariu vine de la Hydex, care mi-a zis că acest comentariu nu apare în video. Triggered. Ei bine, acum apare, deci sper să nu mai fi triggered, pentru că nu e bine să fie așa. Am mutat și locul ușii, pentru că mi-a zis foarte mulți că dacă o pun pe partea asta, o să vină zombie și o să-mi distrugă ușa noaptea. Așa că probabil acum o să fie totul ok. Habar n-am, nu prea știu exact cum funcționează. Fraților, în episodul de astăzi, așa cum v-am zis, am de gând să fac o fermă, am de gând să încerc să găsesc niște vaci și pe lângă asta să fac și o fermă de mâncare, pentru că am nevoie de grâu. Am văzut că ieri când am omorât un zombie, mă rog, alaltă ieri, mi-a dat un morcov, mi-a zis tot voi în comentarii și m-am uitat prin chesturi să văd dacă am un morcov și chiar am unul. O să vă arăt imediat despre ce vorbesc. Uitați-l aici, deci putem să facem o fermă și de morcovi în momentul ăsta, ceea ce e super bine. Mai avem nevoie de cartofi, probabil pentru cartofi ori omorâm un zombie, ori o să trebuiască să găsim un sătuc. Da, vedem noi, momentan ne ocupăm de lucrurile care chiar contează. Aș vrea sincer să găsesc niște vaci, pentru că dacă aș găsi niște vaci, mi-ar fi foarte, foarte ușor să fac rost de piele și să fac un enchantment table cu foarte multe cărți, ca să putem face enchanturi de level 30. Am primit o grămadă de comentarii în care mi-a zis că acolo în mina mea s-ar putea să fie un spawner, pentru că erau foarte mulți scheleți. Am verificat locul și n-am găsit niciun spawner, deci aparent nu e așa cum ziceți voi. Și eu pentru o secundă credeam chestia asta, pentru că îmi trimisese cineva minutul din clipul trecut și am văzut că erau foarte mulți scheleți. Erau vreo 4 scheleți unul lângă altul care veneau din același loc. Dar din păcate nu e un spawner acolo, deci nu prea avem ce să facem. Așa că o să trebuiască să mai căutăm probabil. Am de gând să iau niște dirt. Apropo, foarte mulți au văzut chestia aia și mi-a zis că poate emeralde și că am ratat emeralde. De fapt e doar dirt. Așa arată dirtul pe textura asta. Uneori mai are niște bucăți verzi. Deci nu, nu emeralde alea și n-am găsit ceea ce căutam. Ok, puteți vedea. Dirtul mai are uneori chestiile astea verzi. Știu că poate arată ca niște emeralde, dar nu emeralde. E pur și simplu textura care face totul să arate așa. Ok, deci avem nevoie de mult dirt. Nu știu exact de cât, dar cred că o să iau vreo 2 sau 3 stacuri. Și am de gând să fac în primul și primul rând o fermă de grâu, pentru că avem nevoie de grâu pentru vaci, în cazul în care vrem să facem o fermă de animale și vrem să facem asta și să le putem înmulți. Și pe lângă asta avem nevoie de găini, avem nevoie de iepuri, avem nevoie de toate animalele posibile. Probabil la început o să facem o fermă mai micuță și mai simplă, pentru că avem neapărată nevoie de mâncare și după o să modificăm totul și o să facem o super fermă. Dar până atunci trebuie să reușim să găsim niște animale și să le ducem la noi acasă. Probabil o să mă plimb puțin pe aici prin junglă să văd dacă nu găsesc niște vaci, pentru că dacă găsesc niște vaci o să fie totul perfect. Dar din câte mi-amintesc văzusem niște vaci pe aici. Știu că mi-a lăsat foarte mulți comentarii în care mi-a zis că mamă, ce realist e Minecraft-ul, ce caută vacile alea în junglă. Ideea e că dacă n-ar fi animale și vaci în junglă, mamă, cum o dat ăsta 360 de grade, ești nebun? Oh my god, câți mobis aici. Ok, hai să plecăm mai bine și hai să mergem prin această junglă și să vedem dacă nu găsim niște animale, de preferat niște vaci, pentru că am nevoie de pielea lor. Vreau să fac niște bookshelf-uri, vreau enchanturi de level 30 și după probabil o să ne chinuim să găsim și un spawner. Mi-a zis foarte mult să vă dau seed-ul. În fiecare episod pe care îl postez văd comentarii de la oameni care îmi zic: Max, dă-ne seed-ul ca să găsim noi spawner și să ți-l arătăm. Ideea e că n-ar fi prea corect, pentru că după probabil voi v-ați da game mode în lumea voastră și ați căuta o grămadă de lucruri și mi-ați lăsat comentarii cu coordonatele de la fiecare chestie posibilă și nu știu dacă e cea mai bună idee. Puteți să-mi ziceți în comentarii dacă voi credeți că ar fi o idee bună să vă dau seed-ul.
Sincer, eu cred că n-ar fi cea mai bună idee, dar dacă voi vreți neapărat, acolo sus o să pun un sondaj de opinie să votați dacă vreți sau nu să vă dau seed-ul. Ok. Sunt doar mob pe aici, frate, aparent. Nu găsesc ceva mai interesant, cum ar fi niște vaci. Bine, găsesc pepeni mulți, de care chiar am nevoie pentru că o să vreau să-i cresc și la mine. Vreau să-mi fac mare fermă de toate chestiile posibile. Uite o vacă, uite două vaci. Ok, perfect, avem două vaci. Asta înseamnă că putem să facem fermă de vaci. Uite, avem chiar mai mult de două. Ok, hai să mergem. Am făcut, probabil, vedeți și voi aici, am niște garduri în inventar. O să le pun acolo, aproape de ferma mea, și am de gând să încerc să aduc vacile alea aproape. Doar că pentru asta am nevoie de grâu. Deci probabil ar trebui întâi să facem ferme pentru mâncare și după să aducem animalele. One hour later. Ok, acolo ne e casa. Mai facem rost de niște dirt și după mergem acasă să facem ferma aia de grâu. Oh my god, probabil avem nevoie de vreo 2 sau 3 stack-uri. Ok, avem un stack momentan, deci mai trebuie să luăm și avem nevoie și de multe semințe. Din câte mi-amintesc, am câteva în chest, așa că n-ar trebui să fie o problemă prea mare. Dar vedem imediat dacă e o problemă sau nu. Mamă, uite ce mișto e textura asta, frate, nu știu. Multe blocuri arată diferit și în mai multe feluri. Uite, de exemplu, dirt-ul, vedeți, unele au doar o bucățică de asta de verdeață, unele au mai multe. Ok, cât dirt avem? Aproape 3 stack-uri. Mai mergem aici puțin. Am și niște torțe pe care să le pun în mâna mea stângă ca să ne lumineze tot. Nu prea-mi place să țin torțele în mâna stângă pentru că le pun peste tot random fără să vreau și asta mă enervează. Dar nu e o problemă atât de mare. Și, oh my god, ce caută zombiul ăsta aici. Ok, o să lăsăm în pace pentru că momentan n-avem timp de el și trebuie să mergem acasă să dormim. Pentru că deja s-a făcut noapte, frate. Se face atât de repede noapte, mă jur. Nici n-apuc să fac ce-mi propun. Și deja văd că e noapte, oh my god, un Enderman. Nu trebuie să ne uităm la el, dacă nu ne uităm la el nu o să ne facă nimic și o să fie inofensiv. Mamă, câți mob ies pe aici, o să trebuiască să pun torțe peste tot prin jurul casei. Oh my god, de ce-s 4 scheleți pe casa mea? Oh nu. Asta nu e bine. Ok, hai. Oh, au sărit toți aparent când m-au văzut pe mine. Vino mă să ne batem. Mi-a zis cineva să nu mai fac spam cu sabia pentru că nu e nevoie de așa ceva. Și are dreptate, doar că încă nu m-am obișnuit cu noul mod de a bate mobii. Mamă, dacă mă mori. Dar nu cred că ai o șansă. Ok, perfect. Hai să luăm și dirt-ul ăsta de aici. Sper că nu mai smog pe lângă casa noastră pentru că nu vreau să mor. Ok, nu mai e nimeni. Și hai să dormim. Ok, deci trebuie să facem ferma aia de grâu. În următorul episod probabil o să facem și o fermă de animale, cel puțin de vaci, pentru că avem nevoie de așa ceva. Și hai acum să facem o simplă fermă. Pleacă-mă de aici. V-am zis, fermele astea o să le mut probabil la un moment dat, de fapt sigur o să le mut la un moment dat. Acum pentru început avem nevoie de ceva ca să avem lucrurile de bază, știi, lucrurile de care chiar avem nevoie. Pentru că nu avem cum să trăim. Oh, nu, creeper! Te rog, nu bubui, nu vreau să-mi distrugi totul pe aici. Mamă, și e și un schelet acolo. Nu bubui, nu bubui. Nu bubui. Perfect, n-a bubuit deloc aparent. Am nevoie de mâncare, am pepeni aici. De-aia e că pepenii nu prea au saturație mare și asta e foarte enervant. Ok, hai să punem niște dirt. Cred că o să facem aici ferma pentru un moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Știu să număr. Ok, aici ar trebui să fie un bloc de apă, cred. Păi stai puțin. Mai vine aici un rând. 1, 2, 3, 4. După aia mai lăsăm aici 1, 2, 3, 4. Aici vine apă. 1, 2, 3, 4. Ce caută pe aia în genul ăsta aici? Poți să pleci, te rog. Și acum umplem și aici cu dirt. Probabil nu o să fie super imensă ferma asta pentru început. Hai să numărăm aici câte blocuri ies. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, hai să aducem găletușa aia cu apă. Ca să punem apa acolo și după să plantăm tot ce ne trebuie. Doar că pentru asta avem nevoie și de semințe. Deci sper să am încerc niște semințe. O să vedem imediat dacă le găsim pe aici. Ar trebui să fie câteva. Ok, morcovul ăsta trebuie să avem grijă să nu-l mâncăm. Seeds, vedeți niște seeds pe aici? Ar trebui să fie, frate. O, am bones.
Asta înseamnă că pot să fac foarte repede grâu. Dar semințe nu prea văd. Nu-mi zi, te rog, că am doar 4 bucăți de seeds. Ar trebui să am mai multe. Poate le-am aruncat înainte să ajung la casa asta. Habar n-am. Ok, o să folosim pepenii pentru mâncare, pentru moment. Iar acum avem nevoie de o sapă, pentru că trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie să le facem, știi? Ok, hai să facem 2. Perfect. Hai să vedem unde e găleata aia. Trebuie să fie pe aici prin chest, pe undeva, probabil în chestul ăsta. Uite aici. Bun, și hai să mergem să punem apa acolo și să arăm tot locul ca să putem să plantăm. Probabil după o să trebuiască să mă mai duc să fac rost de niște siduri, pentru că avem neapărat nevoie de o fermă foarte plină de lucruri. Iar acum, cu aceste lopeți, mă rog, cu aceste sape, săpăligă se zice la mine în Ardeal, putem să facem asta. Bun, 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 arăm tot pământul. Niciodată să nu faceți o sapă de diamond, pentru că nu merită deloc. Adică face exact același lucru, știi? Atâta că durează mai puțin. Mai bine faceți 2 din astea de stone decât să faceți una de diamond. Bine, probabil aia de diamond rezistă mult mai mult față de 2 de astea de stone, dar totuși nu merită să vă irosiți diamantele în felul ăsta, știi? Avem doar 4 siduri. Cred că o să mă duc să mai fac rost de câteva. Mamă, uite cum am sărit pe aici. Nu trebuie să sărim pe acest loc. Ok, perfect, am luat și un achievement nou, a seedy place. Nice, și putem să transformăm oasele astea în bone meal și să le facem pe astea să crească foarte repede. Ok, hai să... Mama, hai să ne eliberăm puțin inventarul, apare, nu prea avem loc. Pac, 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 pac. Ok, păstrăm pepenii pentru că avem nevoie de mâncare, iau și tot bone meal-ul pentru că ne ajută mult. Și hai să mergem acum să multiplicăm astea la maxim. Și să facem rost de multe semințe. În felul ăsta o să fie mult mai ușor să facem rost de semințe, nu mai trebuie să mergem să spargem iarba. Ok, perfect. Pac, pac, pac. Avem 7 seeduri acum, le plantăm pe toate 7, folosim bone meal. Și probabil asta trebuie să facem în continuu. Mamă, dar torțele astea sunt foarte enervante. De ce se pun așa singure? Nu înțeleg. Mamă, și avem și grâu deja. Am putea să mergem să luăm și niște vaci. Sincer, vreau să am cât mai repede posibil vaci. Probabil o să trebuiască să stau eu AFK, să le multiplic foarte mult, pentru că vreau să fac enchantment table-ul ăla blană, știi? Și pentru asta am nevoie de multe vaci pe care să le pot omorâ după, să le iau pielea. Sună foarte scary și foarte crud ce zic eu acum. Dar așa e Minecraft-ul, deci asta trebuie să facem. Avem 20 de seeduri deja. Le plantăm așa. Probabil nu o să ne ajungă bone meal-ul. Așa că nu mai plantez mai mult de atât. Cam atât ne-a ajuns tot bone meal-ul pe care l-am avut. E bine că ne-a ajuns pentru asta totuși. Și dacă vrem mai mult o să trebuiască să omorâm mobi. Ok, mamă, am ceva semințe deja. Ferma noastră arată deja destul de decent. Avem și 36 de bucăți de wheat. Deci asta înseamnă că putem să facem lucruri super, super bune cu el. Am nevoie și de ferma aia de vaci. Oare unde o să o fac? Cred că o să o fac pe aici, pe undeva. Ideea e că o să avem nevoie de iarbă. Deci asta înseamnă că ori avem nevoie de un enchant super bun, pe care probabil nu o să-l obținem înainte să aducem vacile, ori o să trebuiască de acolo să venim cu dirt până pe aici ca să aducem tot ce ne trebuie pentru vaci, știi? Hai să mergem să luăm fansurile din chest. Ca să facem niște locuri mișto pentru animale, am nevoie de toate fensurile astea și astea și mult dirt. Mai am dirt pe aici? Ok, am 4 bucăți aici. Și mai am 8 bucăți aici. Aparent nu mai am dirt în afară de ăsta. Bine, mai am 31 aici. Ok, perfect. Am nevoie totuși, parcă aici aveam iron-ul și niște bețe, am nevoie de o lopată nouă. Perfect, pentru că trebuie să mergem și să mai facem rost de niște dirt. Asta dacă vrem să facem o fermă de animale care să funcționeze exact așa cum vrem noi. Ok, cred că o să mă chinui puțin și o să încerc să aduc tot în episodul de astăzi și vacile aici. Pentru că v-am zis, foarte esențiale, avem nevoie de ele cât mai repede posibil. Așa că dacă o să fac asta acum o să fie super, super bine. În primul și primul rând, trebuie să ne folosim de dirtul ăsta ca să aducem iarba de aici până acolo. Deci asta înseamnă că trebuie să facem ceva în genul ăsta. Punem aici dirt
După aia punem aici dirt și ar trebui să se multiplice în timp. Probabil o să dureze ceva. Sper să funcționeze. Mai avem nevoie de dirt și după să trebuiască să mergem după vaci și să le aducem înapoi aici. 38 de blocuri de dirt ar trebui să ne ajungă. Ia mă să vedem, funcționează ceea ce vrem noi să facem? Bă, momentan aparent nu prea funcționează, dar ar trebui să funcționeze. Cel puțin așa știu eu. Ar trebui să se multiplice foarte mult. Am impresia că durează ceva, mai ales că e un loc destul de mare și o distanță destul de lungă. Dar e singurul lucru pe care îl putem face, deci sperăm că o să funcționeze. Ok, facem așa. Și cred că aici pe undeva o să vină fermele. Așa că o să săpăm în jos. Nu o să fie niște ferme prea mari. Probabil o să înghesuim animalele astea cât de mult putem noi. Băi, eu sincer sper să funcționeze asta. Și sper ca iarba asta de aici să vină și aici, pentru că altfel o să avem nevoie de enchant și nu prea am chef să stau să fac enchant pentru asta. Pentru că avem nevoie întâi de vaci ca să facem asta și ca să multiplicăm vacile au nevoie de iarbă ca să mănânce. Deci o să fie destul de complicat. Ok, mai luăm niște dirt. Avem nevoie de destul de mult ca să putem pune acolo pe jos. Am rămas fără lopată. Ăsta e un semn că trebuie să mergem înapoi acasă. Am luat cam două stacuri și ceva de dirt. Și acum am de gând să umplu pe aici cu dirt. Pentru că vacile noastre o să aibă nevoie de multă mâncare. Okay, hai să mai mâncăm niște pepeni. Și hai după să folosim gărdulețele pe care le avem. Și hai să facem un loc frumos unde să stea vacile noastre. Ok. Pac, 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 pac. Și aici o să lăsăm liber momentan, pentru că aici o să fie ușițele, dar pentru asta avem nevoie de vaci întâi. În cazul în care o să fac ușile de pe acum, o să fie destul de enervant să băgăm vacile după, așa că mă duc să le caut acum. Parcă erau pe aici, pe undeva, prin junglă. Probabil o să fie un chin să le aduc până acasă, pentru că știu că se pierd de foarte multe ori, dar sper să nu-mi ia prea mult. Văcuțe, unde erați? Parcă erați pe aici, prin junglă, pe undeva, nu? Ok, uite-le aici. Sper să fie mai mult de două. Sper să fie tot alea pe care le-am găsit. Ok, uite acolo. Hai să le aducem întâi pe astea. Ok. Mamă, sunt multe pe aici. Ok, veniți toate. Am nevoie de toate. Bine, am nevoie de două. Dar ideea e că dacă aduc mai multe și o să pierd câteva pe drum, nu o să mă prea intereseze, știi? Dacă o să iau doar două, o să trebuiască să stau în continuu după ele. Haideți, veniți. Hai să le găsim și pe surorile voastre. Oh, uite-le aici. Hai, veniți toate, vă rog. Urmați-mă. Mamă, o să fie destul de greu să le duc până acasă. Dar e bine că încă mă urmăresc. În spatele meu pe aici pe undeva ar trebui să fie altele. O să trebuiască probabil să merg cu spatele pe aici. Ok, hai urcați. Vă pun aici niște blocuri ca să vă fie mai ușor sau n-aveți nevoie de așa ceva. Băcuțe, veniți. Nu mai vor să vină. Nu vă pierdeți pe drum. Hei tu, vino. Hai. De ce nu vrei să vii? Și-a pierdut interesul, frate, aparent. Ok, le luăm pe astea trei. V-am zis, e foarte stresant să aduci niște vaci până acasă. Bă, dacă mi-atingi vacile, tomor. Mamă, e nașpa că-i noapte. Că vacile mele sunt în pericol. Vino! Oh my god, n-am chef să stau după tine, vino! Mă, ce mă enervează mobii ăștia, îmi strică toate planurile pe care le am. Mamă, dacă omor o vacă din greșeală din cauza ăstora, o să mă enervez rău de tot. Bă, dar câți mobii sunt pe aici? Ok, hai să pun torțele. Veniți, văcuțe, hai, vino. Și tu. A rămas fără cap această vacă. Hai veniți. Mamă, dar greu e să duci niște vaci acasă, frate. Nu mă așteptam să fie atât de complicat. Unde-i sora ta? Unde ai lăsat-o? Mamă, s-o pierdut asta pe aici pe jos. Hai, urcă. Urcați amândouă, veniți. Am nevoie de voi. Cred că stau de 15 minute încercând să aduc două vaci acasă. E mult mai greu față de cum pare. Mamă, și am rămas fără pepeni. Asta înseamnă că trebuie să am grijă. De ce te-ai oprit aici? Hai! Urmează-mă! Mamă, deci dacă își pierd astea interesul, e greu rău de tot să
Oh, nu. Nu! Nu mă atinge. Hai, dați văcuțele mele. Unde e cealaltă? Nu-mi zice că am pierdut-o. Mamă, dacă îmi dădea mai mult damage, era rip. Ok, dar unde e cealaltă vacă? Am nevoie de două. Nu-mi zice că s-a pierdut. Ok, vino tu măcar. Hai, urmează-mă. Vino după mine. Cealaltă vacă, ai văzut-o cumva, e pe aici? Avem nevoie și de ea. Ok, hai, vino. Hai, vino. După aia vino pe drumulețul ăsta, pe care l-am creat special pentru tine. Ok. Și stai aici. Stai aici până o aduc și pe cealaltă, dacă o mai găsesc. Ar trebui să o găsesc. Sper să fie pe aici pe undeva. Hei, văcuțo. Mamă, sper că nu i-a făcut nimic creeperul ăla. Oh, nu. Nu vreau să mă bat cu un Enderman. Mamă, dar joc foarte periculos în momentul ăsta. Oh my... Oh! E un schelet aici! Ok, nu. Ok, uite vaca cealaltă. Vino. Repede, urmează-mă. Trebuie să fugim. Aia a fost o săgeată de... Oh my god, scheletul ăla încă dă cu săgeți. Vino repede, am jumătate de inimă. Hai. Oh, nu. Creeperule, du-te de aici. Chiar n-am chef de tine acum. Oh my god, nu vrea să plece. Aparent vrea să vină după mine. Dacă te mai pierzi odată, te omor. Deci sper să nu te mai pierzi, pentru că am nevoie de tine și nu vreau să te omor. Doamne, creeperii ăștia, nu m-ar lăsa o secundă în pace. Oh my god, i-a dat damage. Sper că încă ai viață. De ce nu te mai miști? Mamă, e greu să aduci din junglă niște animale. Hai! Deci asta e vaca care se pierde de fiecare dată. Uitați-vă și voi! Nu vine! Doamne, ce nebună! Nu vine să cred. Deci nu vine să cred că iar s-a oprit. Hai aici, la ce te uiți? Vrei să vii la mine unde o să-ți dau mâncare infinită sau nu vrei? Este aproape acasă. Doamne, chiar am reușit să fac asta. Nu mă gândeam vreodată că o să reușesc să fac așa ceva. Să aduc 3 vaci, nu 2. Hai, dați. Toate pe aici, pe deal, în jos. În afară de nenorocita asta care nu vrea să vină. Hai. Mamă, chiar trebuie să o împing eu în jos. Oh my god, ok, măcar 2 să vină. Aia aparent o plecat. Am dat una în ea și a zis, no, nu vreau să vin la tine acasă, e o idee proastă, probabil o să mă omori. Ca să-mi ai pielea? Pitica dracului, vină încoa. Hai, mă. Ok, perfect. Aparent dacă e singura pe care o chem la mine acasă, vine. Hai, ia damage, nu mă interesează. Acum urcăm pe acest drum. Vreau să vă văd pe toate pe aici. Dacă o să cădeți în groapa aia. Ok, nu cădeți, perfect. Mamă, dar se pricep astea. E bine că am reușit să ajung cu vacile astea aici. Nu mă gândeam vreodată că o să am vaci. Pentru că e foarte greu să le aduci, ok. Hai și tu. Nu mă enerva acum pe final că te omor. Intrați în cușcă și aici o să rămâneți tot restul vieții voastre. Să nu vă pună cineva să ieșiți de acolo, vino și tu. Am nevoie și de tine, cu cât mai multe, cu atât mai bine. În sfârșit am reușit să ajung cu ele acasă. În momentul ăsta sunt șocat că am reușit să fac asta. Ok, avem nevoie repede de uși. Perfect. Punem aici ușile. Le deschidem. Lăsăm astea aici ca să se multiplice între ele. Hai, faceți copii. Am nevoie de niște nepoței frumoși. Uite băcuță micuță. Ok, perfect. O să le las aici. Fraților, o să încheiem aici episodul. Am stat vreo 20-30 de minute să aduc niște vaci până acasă. E ok. Dacă vreți și mâine un nou episod din seria asta, apăsați butonul de like, lăsați și un comentariu. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!